E live? Da. Bună dimineața, prieteni, și bine ați venit la o nouă misiune cu Vlaicu și Maiorul. Și începem astăzi din forță cu Star Wars. Stai puțin. Ne-a anunțat invitații. Astăzi avem ca invitați speciali câteva jucării de la APS. Da? Da. Să spunem corect, replici de Airsoft. Replici de Airsoft, da, de la APS. Da, de la APS. Și invitatul special îl avem aici, este domnul GMP Polar Star. Trebuie să-l vezi mai bine? Bine, nu prea poate să facă el cu mâna, dar ar face. Face. Da. Da. Ah, uite. Obișnuit cu muzică, eram așa, muzică, nu spune nimic, nimeni. Adică, a luat în liniște așa. Da. Era liniște. Am înțeles. Păi, e roșie. Poți să fac așa? Wow. Te s-o puși de sabie, știi? Da, apucă de sabie, a zis. E un de mâner? Așa, știi. Așa? Și eu sunt Light Force și tu ești Dark Force acum. Yes. Bă, trebuie să recunosc că arată interesant jucăriile astea. Foarte interesant arată. Acum, e ușurică. E mai ușor decât îți poți imagina. Chestia asta e pe sistemul, s-o agăți în cui sau ceva. Dar în orice caz pot să văd utilitatea, știi? Se vede foarte așa, foarte... Bă, stau și eu pe live nostru. Mai avem live? Da, eu m-am conectat deja. Aha! Ia uite, deja cineva te întreabă de Jetta, ce mai face? Imediat, acum. Să vedem. Daniel. Cine mă întreabă de Jetta? Daniel mă întreabă de Jetta? Da. E foarte lungă. Asta e mai mult spre DMR, știi? E, o folosești pe post de DMR. Cred că vestitul APS, adică în interior avem gearbox-ul ăla Silver Edge. Da. Și cu cuțeaua de precizie, care, băi, e de precizie, sincer să fiu. Cameră de hop-up de metal, toate cele. Selector ambidextru, hello. Hello. Mag release-ul este doar pe partea dreaptă amplasat, nu este ambidextru. E ok. Îmi place că aici ai și un pic de material conform seriilor vechi, știi, ca să poți să sprijini un pic falca, să nu fie pe metalul ăla. E EBB? Da. E varianta Electric Blow Sound, știi? Pentru cei care nu sunt pasionați de table, puteți să anulați blowback-ul. Ah, dar e tot talentul lui aici. Deci acesta este un APS ASR 123 Red. Și ăsta este un APS 123 Light Force. Light Force. Te jur, ăsta. Dar și cu ăsta merită să-l pui în spate, așa, știi? În orice caz, uite cât ai șina aia pe el. Cine a rămas fără bile? Nu știu, cineva a rămas fără bile. Deci trebuie să am... Stai puțin! Astăzi avem giveaway! Avem giveaway și trebuie să dăm share la live, iar în secțiunea comentarii, pe live, trebuie să scriem am rămas fără bile. Am rămas fără bile? Ok, deci trebuie să scrieți am rămas fără bile în secțiunea. Sau mesaj audio. Am rămas fără bile! Cum să mesaj audio? Bă, că ar fi culmea asta, știi? Să aud în cor, bile! Foarte interesantă jucăria asta. F1! Auzi, uite ce zice Daniel, Sith Edition și Jedi Edition. Da, foarte bună. Ar trebui să le denumim așa. Cum să le denumim? APS 123, Site Edition. Auzi, căpșunica și Marea Neagră sau cum? Marea Albastră. Da. Pe cei care sunt fani brandurile FCSB și FC Steaua, că m-am interesat puțin dimineața. Da, poți să dual am căutat, da, am zis prima oară să zic, zicem domnule de Steaua, știi? Dar am observat că sunt mai multe. Da. Cum ar fi să apar pe teren, știi? Păi, e pe sistemul Nea Gigi. Nea Gigi! Da, foarte frumos. Și sunt ușurele, adică poți să le ții ușor. Le sunt făcute din niște bucăți foarte mari de aluminiu, sunt CNC. De-astea sunt atât de ușoare și corpul, pe toată partea asta, nu știu cum să o denumesc, tăiată. Sau, în orice caz, mie îmi place cum se pune bateria în pat. Are un buton care se acționează foarte ușor. Ai rotit și ai scos capac. Deci, buton, da? Ai spus așa? Da. Se rotește ușor? Și se scoate. Se scoate. Și aia e. Și acolo se pune bateria. Și ai loc de baterie. Și pe urmă la fel? Și ghici ce? 11-1, ready? Foarte interesant. Bine, APS-urile merg cu 11-1 pentru că sunt puțin mai lente, așa, știi, de felul. Știi? Au motorul la lent. Și e... Exact. Și nu au o cadență foarte mare. Cât se mai avea cu șpiorul? Contactul este foarte rezistent. Asta era pe poziția piu-piu. Da, într-adevăr era pe poziția piu-piu, neavând baterie.
am ținut-o pe poziția piu-piu să puteți vedea și mai multe detalii. Mergem în continuare? Avem ceva întrebări? Dacă merge pus pat normal. Da, merge, merge. Partea din spate este cât se poate de, de clasic. Adică patul se fixează cu un șurub central. Dacă îl dai jos, poți să pui, poți să pui pat normal. De altfel, mă gândesc acum ce pat ai putea să-i pui, știi? El are tub, propriu-zis. El are un fel de, are o bucățică mică și pe care se infiletează toată chestia asta colorată. Dar se poate pune tub cu totul și pat separat. Foarte interesant. Chiar și pat fix, nu? De M16. Da, dacă vrei să-i pui pat, dar bine, trebuie să-l vopsești. Te duci la, auzi, te duci la car custom painting, știi? Și ți-ai monstră ca să poți să-ți faci culoare, exact. Știi? Ia, un lucru neapărat de precizat. Aia este aluminiu anodizat și asta albastră este vopsită. Mare atenție, mare atenție dacă țineți la detalii. Foarte interesant. Să trecem mai departe. Prezintele și nouă APS. Asta e 1-2-2. 1-2-2. Mai... N-aș vrea să zic decât că este o jucărie destul de echilibrată, dar puțin greuță din cauza patului, care este într-o bucată mare de metal. Și de altfel se acționează relativ interesant. Are un fel de quick ceva, spring. Sper să nu sară nimic aici. A? Cum e asta? Da. Și din păcate n-are selector ambidextru, dar n-ar fi o problemă. În schimb, știu că o să vrei să prezinți ceva neapărat. Dragi prieteni, când vă achiziționați jucăria, chiar dacă jucați cu high cap, nu jucați cu așa ceva. Nu știu ce au avut în cap producătorii. De ce, mă, frate, galben, de ce am făcut galben? Și face treaba. Și în afară de asta și stă ascuns, nici nu-l vezi. De ce? Pot să spun, dacă să spun că e un gunoi, o să fac concurențenă loială? Da. N-ai voie, el funcționează, merge foarte bine. This is not gunoi. This is cool. E cârpa mortului, mă, ce n-ai înțeles? Când scoți, băi, tu n-ai înțeles. Sunt mort! Sunt mort! Așa, așa, nu? Când scoți magul și arăți că e scos magul, adică e foarte simplu. Da, jur. Da, țeava asta albastră, în schimb, mi se pare foarte interesantă. Totodată, îmi era mișto dacă se aprindea, știi, gen neon. Eu cred că au ratat să pună țeava silver fără asta și au pus-o pe, pe cealaltă. Nu, da. Ai țeava externă albastră? Așa, avem și ai selectorul? Avem Laudner. Laudner? Da, da, asta e Laudner. Așa, pac, tac, 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 ca o rață de aia stricată, știi? E pe sens invers, dacă nu mă înșel la APS, nu? Da, este pe cătări sens de plastic? La... În rest, metal. Mult metal. Deci știi că sunt de metal cătările. Cătări de metal? Da, sunt de aluminiu. Serios? De-astea, sunt foarte ușoare. De asta ți-au părut de plăi, dar să știi că sunt de aluminiu. Da? Și să știi deci de metal, cătări de metal, în afară de mag, grip și stocul. Partea din spate a stocului. A stocului? În rest, tot restul totul e metal. A, nu uite, și partea asta e de, partea asta de sus e de, e de plastic. Da, în orice caz, interesantă jucăie și grip îmi place foarte mult. Am schimbat un pic forma. Ne-ați am rămas la, fără bine la propriu. Da, acum, uite, ai ocazia să... Ai ocazia să le îndrăcești bilele. Acum, n-aș vrea să ezit foarte tare și să fac câteva precizări apropo de, de, de APS-uri. Ele sunt niște jucării destul de bune, care, din punctul meu de vedere, ar trebui orientate către avansați. De ce? Ar trebui făcut o mică revizie înainte de primul joc în partea de gearbox. În rest sunt niște jucării care merg, care merg foarte bine, cu un exterior destul de bine pus la punct și solid, aș putea spune. Aici da. Vrei să ne spui că mai întâi să-i faci revizia înainte să te duci pe teren, nu? Piesele sunt toate, sunt la locul lor, dar trebuie așezate corect așa un pic. Am înțeles. Deci sunt toate, așa... toate piesele sunt în jucărie. Dacă le pui și cap la cap, poți să tragă cum trebuie. Ele oricum trag. Deci dacă pui bateria, acum să știi că trage jucăria, adică nu ai nicio problemă, dar preventiv ar fi recomandat să folosim revizia, evident revizia gratuită, ca să putem să le, să le folosim în liniște. Da, e un vis. Uite că Daniel deja așa ne întreabă ceva. Care ar fi motivul pentru care aș juca cu o replică roșie în mână pe un teren de airsoft, ținând cont că majoritatea dorește camuflaj total? Daniel, aici da, eu aș vrea să te contrazic. Eu aș vrea să-l contrazic. Într-adevăr, e foarte posibil ca la jocurile unde participi tu, să, majoritatea oamenilor să-și dorească un camuflaj și, în schimb, avem foarte multe cereri de la cetățeni care se îmbracă cu totul altfel pe terenul de airsoft, joacă pe terenul gen CQB și atunci îi țin mai mult la aspect decât la utilitate. Da, ideea e că terenul oricum este foarte mic și există șansa, evident că o să fie dezavantajată față de o jucărie, chiar și o jucărie neagră, neapărat una camuflată. Dar e blink, blink, adică pe bune. Pe bune, da. Gândește că
vezi oameni pe teren care se îmbracă în costum, nu știu, sau hitman, sau diverse, nu? Hai, fiecare cu rolul lui, cu visul lui, aș putea... Deci dacă spui casca de Star Wars pe cap, da, Star da, Troopers, da, 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 da? Da? Nu ai voie cu lightsaber, că ar fi culmea să dai numai knife kill-ul pe teren, dar poți să fii un Sith. Da, 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 corect. Corect. Da, chiar că am văzut că sunt măștile alea, știi? Exact. Dar m-aș vedea să mă fac un trooper, da, Darth Vader, și tu să-ți iei frumos o peretină de Jedi și haide. Asta merită, merită. Păi, nu. Exact ca visul al nostru, cum ne dorim noi să ne îmbrăcăm băștinași și cu țevi. Da. Aia trebuie să o facem. O să facem și filmată ca să... Dar trebuie să ne facem țevile alea specifice, știi? Deci, rămân o țeavă, eu sunt mai de precizie. Știi, ca să am presiune mai mare. Și trebuie să-i facem din lemn frumos, știi, să fie exact... Țeapă de precizie. Eu vreau o țeapă, dar nu de atât de precizie. Da, e foarte frumos oricum. Da. Nu nimeni nimic dacă e stormtrooper, aia nu nimeni nimic. Stai liniștit, noi nu nimeni nimic pe teren, de fel. Bă, dar... tu dai seama că putem să luăm tracere cu bile roșii și o să iau tracere cu bile albastre. De fapt, cred că sunt verzi, albastre. Mai contează. Da, tot e... Da. Cum ar fi asta? Da, ar trebui să-i faci puțin rof, că altfel e... Dar trebuie să-i punem și o boxă mică, știi? Când trai să facă... Psiu, 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 știi? Ar fi cool, mea. Jetta, aia e mea. Dar apropo de Jetta înviată, o să avem ocazia să o prezentăm în următoarele, nu știu, misiuni. Da, puțin. Acum, momentan, suferă de, cum se numește, când trebuie să meargă la logoped, vorbește prea repede. Vorbește prea repede, da. Acum vorbește puțin cam repede. Se bâlbuie. Se cam bâlbuie. Când trebuie să spună cuvânt cu cuvânt, e... Dar va fi gata și... A fost un proiect relativ, și e în continuare un proiect relativ interesant, pentru că am avut, să zic, o relicvă din care am putut să scot o jucărie mai mult decât funcțională. Da, Este într-adevăr destul. Pe lângă Jetta, o jucărie care mie mi-a atras atenția foarte mult și pe care mi-o doresc, Extremis. E acest Extremis 6 sau 4, 6. Eu cred că e 1 sau... Cred că e 6. Ah, da, că e mic, corect. Extremis 6, Mark 6. Am înțeles. MK6. Asta e foarte mic, asta e Phantom Extremis. Da. Este un CQB. Da, e full ambidextru, unde mai e? Da, uite, asta e un high cap. Și nu este galben. E de la mic, probabil. De la mic și nu galben. De puține bire. 150 de bire. În orice caz, da. Cine mai joacă cu high cap? Selector ambidextru, la care scrie piu, 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 sau no piu, piu și piu, piu, piu. Foarte frumos. Și ești pe partea și pe alta. Da. E la fel, blow sound. La blow sound, da. E... Mekech, care nu e funcțional. Mac release-ul este de ambidextru, la fel același pat pe care l-ai prezentat tu. CRS, spune la patul ăsta. Stai, iartă-mă puțin, Dan ne spune, poate apare la terenul cu o replică albastră, niște colanți roșii și un tricoaș mulat turcoaz, dar că doar acceptabilitatea comunității e maximă. Da, corect, înțeleg ce zice. Da, mă, și știi ce mai lipsește? O geacă de-aia, cum se numește, soft shell, din anii 80, de-aia multicoloră cu triunghiuri, știi? Gen... Da, știi? Da. Uite, Lucian avea o întrebare. O recomandare de replică M16 sau M14 cu fiabilitate și rezistența celor de la CIMA 048? E o întrebare foarte bună, dar dificil de răspuns. CIMA CM048 e AK. AK are un design puțin separat de M14 sau de M16. Mare atenție! M14 și M16 sunt destul de diferite, dar presupunem că ambele sunt folosite pentru DMR-uri. Părerea mea proprie și personală este că dacă vrei același grad de fiabilitate ca la CM048, o să trebuiască să urci un pic tacheta într-un preț din jur de 1500 de lei. Sunt niște jucării destul de bune în platformele de M16. Acum, la M14, din păcate, este CIMA-ul și după aia sare direct în GNG, care GNG-ul este... EBR-ul. Este diferit ca interne de CIMA. Toate că CIMA-le M14 sunt destul de sănătoase. Mai avem și noi avem o ofertă, CM072, care cred că se apropie, nu? De nu vrea M16. M16-le este mai lung un pic. Mai lung. Țeava e de 510, da. Asta e 509, numai care încărcătorile de M4. CM072. Am înțeles. Este pe platformă de SL25, dar cu receiver de... Da? Da, e încărcător de 4, să știi. Am înțeles. Da, acum
nu știu exact ce se aștepta să afle ca și răspuns, decât că, da, brandul Cima, de obicei fac M14-uri bune și chiar și M16-uri, cu toate că sunt foarte speriat de corp, corpul este foarte fragil. Dacă îi dai peste nas la jucărie sau dacă o scapi, există șansa reală să se spargă ceva la corpul respectiv, în special urechile din spatele corpului și după aia începe să-ți fluture. Sărătare Camil, da, cred că a nebunit lupul, nu știu sigur. Între M16 și M14, dacă diferența e mare, da, este o diferență enormă. E de design, în primul rând. Una este platformă de M4 cu gearbox V2, care este relativ comun pe piață și de aici mai departe piesele sunt ceva mai găsite, mai răspândite. Da. M16 am zis. M16. M14 are un V7 care este destul de firav în partea din față și n-aș pune arcuri foarte puternice, mai ales pe platformele cum sunt cele de la Cima. Nu știu, m-aș limita la un 140 maxim și oricum i-a schimbat roțile probabil. Dar este puțin atipic. Diferența cea mai mare este, nu știu, aș putea spune greutatea. M14 este o jucărie destul de grea, cu toate că este fabricată în mare parte din plastic. Bine, cu mult mai grea, dar are aliura aia de sniper și asta e partea interesantă. Mă vreau, am dat un M14 CQB. Mi-a plăcut foarte mult de la Cima, cu mosfet, pel, curăț, cu toate schimbate. Și era destul de mare variabilă, pentru că îți dădea senzația aia de băț, deci cu băț, știi? Avea o chestie lungă și încărcătorul undeva la mijloc. De altfel, încărcătorul îl foloseam pe post de bipod. Era foarte mare, știi? Spuneam, foarte tare. Unde aș pe o la puterii răsați, dracu, rozetele? Da, invitatul special. O să ajungem și la invitatul special. Invitatul special e aici între noi și momentan stă liniștit, nu zice nimic. Da, apropo, să nu uităm, astăzi avem un giveaway, dacă vreți să câștigați o sticlă de bile de la Blaster ASG de 025, trebuie să scrieți în comentarii am rămas fără bile și să dați share acestui live pe pagina voastră de Facebook, pe profilul personal. Deosebit. Mă, dar invitatul totuși nu vedeți? Invitatul? Nu. Vă mai lăsăm puțin. Dacă și... Cred că, da, mă întreba cineva, știa că avem un un pistol nou sau mai multe pistole noi? Mă întreba un prieten dacă cumva îl prezentăm astăzi. Cred că în misiunea care vine o să avem tot o prezentare de jucării, pentru că au venit câteva valuri de jucării din cauza cetățean. Au venit câteva valuri de jucării noi și ne dorim foarte mult să putem să vi le arătăm. Cu timp o să putem să le și prezentăm pe canalul nostru de YouTube. Da, o prezentare completă. Cum va fi la PS-urile de la 123, 122, chiar și 126. Vreau să văd exact ce știu să facă. Îți prea frumoase. Îl să recunosc. Și mai ales pe aia, cu 3 saluturi trebuie să fac. Neapărat. Aia merită toți banii. Da. Așa, pe lângă invitatul special, aș vrea să fac câteva anunțuri referitoare la eventurile naționale de anul ăsta. Da. Airsoft 6 susține cod susține Airsoft 6. Prin cod anul ăsta se organizează Civil War, Desert Storm și Overlord. Din câte știu, la Civil War s-au terminat înscrierile, s-au făcut plățile. Acum mai așteptăm confirmările sau clubul așteaptă confirmările. De aici mai departe. La Overlord. Deci aveam notat. Uite, Dan ne întreabă, Daniel. Duru, veți avea la vânzare diferite versiuni de M4 Dental prezentate ieri pentru periuța de dimensi. La cerere, Radu cred că o să facă orice. Băi, nu, chiar de Airsoft să fie în orice caz, cu temă airsoftistică. Cu temă airsoftistică? Da, dacă vreți dispozitive cu temă airsoftistică, puteți să apelați la Radu și în secret vă va face jucăriile cu temă airsoftistică. Revenim la eventul de la Overlord. La Overlord s-a anunțat ieri. Confirmarea primirii cererii de invitație a fost transmisă automat pe adresa de mail specificată în cerere. Dacă nu ați primit confirmarea, vă rugăm să verificați și spolderul spam. Deci, înțeleg că cluburile care au trimis cerere pentru Overlord au primit invitația. Da? Urmează confirmarea, presupun că vor urma în următoarele săptămâni și plățile pentru Overlord. Și în cele din urmă, Desert Storm, Old Blood. Da, Old Blood. Mai sunt câteva zile, nu știu exact câte, pe 1 martie se dă drumul la înscrieri.
Găsiți toate detaliile pe Desert Storm, pe pagina de Facebook. Să fiu primul. O să fii primul? Trebuie. Stau acolo, clic, clic, clic. Faceți cumva să nu fie Radu primul. Vă rog eu frumos, pe toată de întâi când se dă drumul la start, să nu fie Radu primul. Dacă ar putea să fie după primii 100, ar fi perfect. După primii 100, ultimul, știi? Parcă vezi că e tu la 12.01 și să fiu ultimul. A, nu, ce caz. Uite, foarte frumos din partea lui Camila, spune că a rămas fără bilet, dar va dona unui începător. Dacă noi considerăm că în zonă avem un începător care promite, să-i oferim aceluia. Avem mai mulți începători care promite. Cred că și tu ai pe lângă tine începători care au nevoie de bilet. Da, 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 da. În orice grupare sunt începători și bravo lor. E ok, e un sport destul de frumos, care ar trebui tratat cu maximă seriozitate, cum ziceam eu la un moment dat în toate filmulețele. Roxana zice că o să fie prima. Uite, Mircea ne spune, poate în viitorul apropiat o să avem o prezentare la platforma HPA Milsig M6. Eu nu cunosc încă. Vom să descoperim. Dar vom descoperi și vom face tot posibilul ca în următoarea perioadă să aducem și jucării HPA, mai multe jucării HPA. Da. Momentan am adus ansamblu complet. Trebuie să băgăm invitatul în seamă, n-avem cum să nu-l băgăm. Definitiv, nu știu. Da, 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 da. Momentan am adus ansamblu complet oferit de GMP. Ce înseamnă asta? Este o platformă AEG, practic clasică, în care a fost montat un engine jack. Dar a fost montat totodată cu sistemul de prindere a butelilor în partea din spate. De ce? Ca să nu mai stai cu cablul după tine. Acum, vine și cu o serie de dezavantaje din ce am putut descoperi la primul joc, pentru că numărul de bile este puțin mai limitat. În jur de 6-700 de bile ar trebui să poată opera reglat corect. Mare atenție la acel duel. E vorba de cât stă nozzle-ul față-spate. În rest, am fost plăcut impresionați. De ce? Este o jucărie care am scos-o din cutie, i-am încărcat butelia, i-am conectat-o și a mers. Scuze-mă, ai spus 6-7 sere bile. Presupun, da. Cu butelia asta? Cu butelia asta, punctual. Asta este butelia modelul mare. Are 17 centilitri, din câte am reușit eu să aflu, și mai exact aproape 0,3 văd aici litri. 0,29 litri. Mai e o versiune mai mică? Da, este o versiune mai lungă, medie și o versiune scurtă de butelie. În schimb, sincer să fiu, o persoană așteptam mereu pentru versiunea lungă. Mai ales că patul este cam de aceeași dimensiune cu un pat de M16, o dimensiune din la care a doua, nu? De-a lungul timpului m-am obișnuit. Acum, dacă sunt oameni care preferă patul mult mai scurt, celelalte butelii sunt într-adevăr semnificativ mai scurte. E cea mai mică, patul ajunge aproape de de ce zic, îmi scapă, manometru. Ea este prevăzută și cu manometru. De altfel, este un sistem complet, așa cum am spus. Înfășori butelia și te joci cu ea. E atât de simplu. Adică este așa că n-aș vrea să aibă bile și te joci cu ea. A fost puful specific. De altfel, mult mai precise decât AEG-urile, pentru că nu sunt vibrații. Deci când tragi cu ea, nu se simte nimic. E peste mult, uite. Nu se simte nimic. Nu se simte absolut nimic. Putem să vorbim cu jucăria? Sau jucăria poate să vorbească? Ea are de spus adică... câte ceva. Se poate uita. Wow. Ce este interesant... Ce trigger response are? Are ce... trigger response. Wow. N-are cum să nu aibă, pentru că este o simplă formă. Pe cât are la drop acum? Pe 25. 25? Da. Domnule, să auzi, zici că avea parametri. Peste 30. Cineva care, eu dacă aș auzi jucăria asta pe teren și cum fac o fetiță când aud o jucărie cu roț sau mă doare vreo bilă mai tare, și ați auzit jucăria, chiar dacă nu-mi trage mine, zic, aoleu, ce rofare, aoleu, ce rofare. Da, glumesc. Se simte pentru că pleacă din prima exact cu cadența care trebuie. Spre deosebire de cele electrice care cu greu reușesc să prindă o accelerație bună, ea pleacă din prima. E foarte interesant. Deci, din mega pușel. Ce poți să spui de constanță? Sau, bine, prea multe detalii. Ca și constanta este foarte bună, să știi, dar trebuie reglată corect. Mare atenție. Cea mai importantă setare din punctul meu de vedere, n-aș vrea să o fac pe expertul, că momentan mai am multe de învățat, cea mai importantă setare la un engine de HPA este acel duel. Este vorba de cât stă nozul în față și ce face când stă în față.
Foarte frumos. Ca și engine, engine-ul Jack este un engine destul de bine pus la punct, cu setup destul de interesante. În ce sens? Are incrementații foarte mici la cadență, din bilă în bilă. Poți să setezi cadența de la 1 la 99, adică e atât de simplu. Uite, ne întreabă Daniel, acestea nu se încărcau prin pistol grip. Jucăriile AEG convertite, da, HPA, da, da, veneau cu furtunașul sau cu duza de alimentare în nu pistol este grip. O regulă generală, dar da, vin cu un furtunaș, că engine-ul de sine trebuie să ajungă aer în el, engine-ul care se montează în locul cilindrului, mare atenție, într-un gearbox normal, poate fi scos fie prin spate, dar foarte rar se întâmplă chestia asta decât la jucăriile de CQB unde nu au pat, sau prin mâner, depinde pe unde ai nevoie să scoți cablul respectiv, dar de obicei se scoate furtunul prin mâner, de altfel există și niște adaptoare care să fixeze direct butelia pe mâner, dar seamănă foarte mult cu marcele de paintball în cazul de față. Apropo, ziceam de duel, la setarea de duel, are incrementație 1 câte 1 din 0,1 milisecunde până la 250, deci de la 1 la 250, posibil de alte engine-uri care au... Scuză-mă puțin, scuză-mă dragule, avem un sunet pe fundal cu... Dar ce? Începe Radu să povestească de duel. A, bine, gata, nu mai... Ești prieten, pregătiți-vă, începe Radu să povestească de replică și de duel. Gata, e ok. Luați-vă lăpticul, cacao. Da, în rest este o jucărie standard. Funcționează cu încărcătoare normală, nu trebuie să pui niciun alt tip de încărcător special. Camera de hop-up este clasică, țeava este clasică, guma de hop-up este clasică. Este o jucărie clasică cu engine de HP. Deci, ăsta este un GMP M4 Jack de 12 inci. Exact. Da? HPA. Exact. De altfel, HPA Ready. Foarte, foarte interesant. Ala-i tati. De altfel și frontul e foarte interesant pentru că are atât șine cât și keyboard. Bine, gata, nu mai zic nimic. Da, o să mai vorbim de el puțin pentru că pe mine mă atrage foarte tare. Adică aș trage cu el în continuu. Adică spre deosebire de AEG când l-aud pe Radu, nu mai trage în gol, nu mai trage de mult în gol. Mă gândesc că la asta nu e o problemă, nu dacă trag așa cu el în continuu. Absolut nicio problemă. Deci absolut nicio problemă. Poți să tragi cât poftești pe el, nu este niciun fel de problemă. Acum, ce aș sublinia eu totuși apropo de modul de funcționare. Nu mai ai baterii, trebuie să-ți încarci buteria. Aici e marea problemă pentru că presupune niște alte cheltuieli, dar nu mă înțelege greșit, într-un mod diferit. Are și baterie, nu? Are și o baterie foarte mică, de altfel care aici cred că ține o viață. Dacă în pistol grip? Adică după un joc de duminică întreg și mai multe butelii cheltuite, a scăzut de la 98% la 95%. Adică... Folosit o baterie VP Power de 300 de mAh. Da, este o baterie foarte micuță cu mufă JST. Mare atenție la mufă. JST. Uite, Corina ne întreabă, care este părerea voastră despre kiturile M4 HPA? Mă gândesc că aici se referă la kiturile care se montează în jucărie, care puteți să-ți desfaci ca casa, să-ți scoți tot ce este în interior. Exact. Și să-ți montezi un kituri de... Da. Cu siguranță vom aduce și noi. Acum, care este diferența între așa ceva și un kit? Probabil kitul, din moment ce presupun că ai o jucărie, că asta ar fi ideal, să ai deja jucăria, ar trebui să ajungă puțin mai ieftin, iarăși și ca și avantaje-dezavantaje. Ca să-ți montezi cap-coadă un astfel de sistem, o să coste destul de mult. Probabil, nu știu, din punctul meu personal de vedere, nu știu dacă o să justifice diferența între a cumpăra una gata montată și a-ți face singură una completă cu sistemul de butelie în pat. Dar, pe de cealaltă parte, sunt engine-uri la 200 și ceva de euro pe piață, care poți să le iei, să le montezi și să le folosești. Iarăși îți mai trebuie un regulator, îți mai trebuie o butelie și, evident, e furtunul de transfer. Acum, totuși, ca să punctez părerea personală, da, mi se par niște chestii interesante, dar iarăși altceva față decât cele electrice. Niciodată nu o să justific sau nu o să judec cele două categorii, electric versus HPA. Sunt chestii diferite care fac, să zicem, același lucru într-un mod diferit. Ce îmi place foarte mult, dacă îmi permit să mai vorbesc 2 minute, fără să bage Zender în sunetul de cricri, îmi place foarte mult, sunt câteva componente în mișcare față de o grămadă de componente în mișcare care sunt într-un gearbox. Ce înseamnă asta? Mult mai puține șanse să se strice ceva.
Pentru mine chestia asta este foarte importantă, pentru că eu de foarte mulți ani mă bat cu partea electrică și îmi place să iei acolo, știi, mai dau eu, mai dă el, mai dai, mai iei. Mai iei. La partea electrică. La HPA e... merge. Adică ori merge, ori nu merge. E atât de simplu. E una din două. Nu prea poți să mă spui puțin? Te rog. Deci, îmi comand jucăria, da. Îmi vine acasă, da. Da? Da. Dacă nu am compresor, pot să folosesc un tub de scuba. Dacă ai tub de scuba. Dacă nu ai compresor, te să ai tub de scuba și dacă ai tub de scuba, și adaptor. Bun, deci îmi încarc puteria, mi-am băgat o jucărie și... Asta mi se pare interesant. Și trage, nu? Da. Și scoate bile. Pentru că să anunțăm că noi putem încărca. Pe mine mă sperie gândul ăsta să-mi cumpăr în secunda asta, să-mi cumpăr un kit, da? Și mi-l pun în jucărie. Așa. Și mă gândesc că există o șansă ca eu să mai lucrez acolo o zi, două, până când îl fac și funcțional. Există șansa, într-adevăr, adică kitul să nu se potrivească cum trebuie pe platformă. Exact. Ce se întâmplă asta? De obicei, axialitatea nozzle-ului trebuie să fie pe aceeași linie cu camera de hopa. Bă, cred că eu trebuie. Nu, lasă, nu, gata, nu mai zic nimic. Ca să ne... Deci să fie... Axialitatea nozzle-ului, trebuie adică... Trebuie să se alinieze nozzle-ul. Cred că nozzle-ul trebuie să intre în cameră, pe scurt. Cum trebuie. Dar cum trebuie. Să frece fără să nimic. Am înțeles. Exact. Asta e partea cea mai importantă. Dar, da, le văd foarte utile. Mie personal îmi plac. Eu cred că curând o să-mi construiesc și eu un rig HR. Și mă gândeam că, dar sincer, aș lăsa GMP-ul meu, aș lăsa să stea cum e, electric. Păi, da. Și să ai două, adică să ai două. Să ai una electrică și una pe HP. Mulți sunt foarte radicaliști. Zic, doamne, gata, am trecut pe HP. Nu mai există altceva. Să știți că și electricele au partea lor bună la un eveniment național. Dacă replica este bine pusă la punct, gândește-te că ai mii de bile până când ți se termină, practic, posibilitatea de a trage. Adică sunt replici cu baterii enorme care pot trage, nu-ți exagerez, până la 10.000 de bile cu baterie. 6.000 trag eu cu bateria pe care o am în patul fix? Da, poftim. Depinde cât de bine e optimizată. Acum, ca să tragi 6.000 de bile cu un HP, într-adevăr, îți trebuie o butelie mare. Trebuie să o cari după tine. Un scuba, presupun. Nu. Pentru 6.000 de bile îți trebuie o butelie de-aia puțin mai mare. Mare. De paintball, adică nu. De HP, dar... Nu, îți trebuie, cred că, de 3 litri, n-aș vrea să zic prostii. În continuare, sunt limitat ca și detalii. Uite, Mircea ne spune că există și pompe de mână care pot fi folosite la încărcare. În jur de 100 de euro. Acum, eu nu zic puțină, nu. Puțină mișcare și e set. Da, am văzut și eu pe YouTube, am căutat ceva timp. Eu fiind o persoană mai leneșă personal, evit. Aia da, manuală. Uite. Radu este foarte posibil el să îndrăgească, să dea la pompă. Dacă fata mai slăbit. Adică fata mai slăbit, mai dă la pompă. Eu nu aș prefera să vină cineva cu un furtun, mi-a încărcat puteria, am plecat liniștit. Uite, apropo de încărcare, ce opțiuni sunt, crezi tu, în secunda asta pentru încărcarea unei butelii? Păi, deci ne-a spus Nicia, pompa manuală, da? Corect. Compresor? Corect. Scuba. Deci tu plin mare, practic, din care să citezi, da. Prin echilibrare. Exact. Acum, care ar fi avantajele și dezavantajele? Dacă ai pompă, slăbește fata de ajunge rachitică. Da. Dacă ai compresor, iarăși compresorul ăla costă foarte mult bani. Acasă. De costă foarte mult bani și trebuie o priză, în primul rând. Da. Și de altfel se și folosește niște condiții mai ciudățele un pic, pentru că este un compresor de înaltă presiune. Totuși vorbim de 200-300 de bani. Și varianta a treia cu tubul de scuba sau cu un tub mare, da, mare, care poți pune 200-300 de bani. De exemplu, bătăliile astea lucrează la 3000 de PSI, grosomodo sunt 200 de bani. Ok. Mai sunt butelii de 4500 care lucrează, evident, la 300 de bani. E wow, chiar e wow. Îmi place foarte mult jucăria în sine, ea ca și platformă, știu că este frontul de 10 inci. Frontul. Și țeava externă de 12. Da, da, este varianta de 12 cu front de 10, da. Da. Foarte interesant, e foarte slim și jucăria e foarte ușurică. Știi de ce cred eu că și este echilibrat, adică... Pentru că e butelia în spate și este relativ grea și în interior nu mai are rotițe și alte chestii. Da? Îți lasă senzația aia de săbiuță. Da, mai, da, exact. E foarte manevrabilă. Și frontul care este CNC este foarte ușor, de fel, el. Da. Și pentru mine, ca și lungime, exact, jucăria asta e un CQB ready. Nu. Adică e ok de CQB. Depinde ce vrei să faci. Uite, HP-urile întotdeauna au fost puțin controversante cu vestitul Jules Crip. Deci, domnule, HP-urile au Jules Crip la greu.
de fapt și de drept, este vorba de cum îl setezi. Da, poate avea Jules Clip foarte mare dacă îi setezi să intre pe țeavă odată cu bila foarte mult aer. Uite, ne mai învață Mircea o chestie, spune că butelie de carbon sunt foarte ușoare, la 1-2 litri și 4500 PSI. Am înțeles, am înțeles. O să căutăm și soluția asta. Acum, noi inițial ne-am orientat și butelia este produsă de GMP, jucăria este produsă de GMP. Da? Ne-am orientat să avem un pachet complet de la producător și să oferim un pachet complet de la producător, bazându-ne că producătorul... Da, practic vine... trebuie să-ți iei jucăria, ți-ai luat butelii, evident, recomandăm minim două, dar se poate și cu una foarte bine. Și ai plecat la joacă. Evident, îți mai trebuie și o baterie micuță. Deci, baterie micuță, jucăria, o butelie și ai plecat la joacă. Nu mai trebuie să stai să-ți cauți nimic. Repet, am fost plăcut impresionat să constatăm, scoasă din cutie, a fost la primul joc și a jucat și a mers. Da. A fost cea da, mai da, interesantă da, parte a ei. Ultimul lucru ai vrea să ne arăți. Ce anume? Demontarea și montarea buteliei. Deci, buteliile... Patul este un pat special, mare atenție, vita mai găuroiu. Și aici are montată un adaptor, o șină, un adaptor, nu? Da, 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 este montată lipit, pe butelie. Este lipit, este lipit un adaptor ca să poată fi fixat totuși. Patul poate fi reglat, are mai multe poziții. Da. Acum, montarea și demontarea este relativ simplă, de ce? Pur și simplu trebuie să desfiletezi butelia. Și la un moment dat o să fac un fâs, nu trebuie să te sperii, nu faci un fâs foarte mare, ăsta e tot fâsul. Și iată, ai demontat butelia, e atât de simplu. Na, ia uite! Și e super transport. Și acum, mare atenție, diferența între ea și așa mai rămână presiune pentru un foc pe țeavă. Numărul, aia era. A. Mare atenție, mare atenție. Ceva mai mic. Da, și butelia este sistemul complet, cu regulatoare, cu tot ce trebuie, cu puișor de încărcare, cu valvă de supraplin, mare atenție, în cazul în care ea este neagră și este de metal. Dacă o lăsați în soare, există la un moment dat șansa să nu reacționeze foarte ok. Și iarna, când este extraordinar de frig, există șansa să simțiți o ușoară scădere în putere, dar doar dacă trageți foarte mult pe auto. Dacă mențineți rafalele scurte, o să fie totul bine. Acum, ce ar mai trebui spus? Această butelie, așa cum am menționat, încapă până la 3000 de PSI, 200 de bari. Foarte interesant sistemul, mi se pare. De ce? Până aproape de zero, când nu mai poate să cicleze engine-ul, el va avea o viteză destul de constantă. În ușoară scădere, dar destul de constantă, ceea ce este foarte important. Adică, dacă pe ceas o să-ți arate 0.5, da? O să te poți să te folosești de ea foarte bine. Nu cu gândul că, domnule, am o replică pe gaz de la mai știu ce firmă, care am tras deja un încărcător, se apropie de sfârșit și e Nu, chestia asta se întâmplă în ultimile 3 bile, atât. În rest, până la ultimile 3 bile, până când asta nu ajunge pe 0, ea va trage constant, ca și cadență, ca și putere, ca și tot. Mie chestia asta mi se pare mare, wow, sincer să fiu. Neprebutelia înapoi, te rog? Da. E chiar un wow. Da, mi se pare interesant de ce. Mare grijă la montatul buteliei, să o faceți cu grijă. Asta e tot. Deci a făcut un mă, pă, ță, pă, și gata. Aia a fost. Deci atât. Nu sare aer în față, nu. Și acum avem un foc și după aia trage. E atât de simplu. Ia, ține puțin ca să poți să-i pun și patul. Da, și de asta mi se pare foarte interesantă. Pentru că e o jucărie practică. O iei și o folosești. Iarăși sistemul de HPA în sine niciodată nu a fost foarte complicat. Decât dacă știi ce faci, decât dacă nu știi ce faci, atunci devine complicat. Engine-urile când au fost create prima oară, era cu tot cu gearbox, engine-ul. După care au apărut doar partea de cilindru care s-o bagi în carcasa de gearbox. Și atunci lucrurile au devenit puțin mai simple. Ai luat, ai pus, te uiți la axialitate, regulator, dacă ai și cunoștințe de paintball, e cu atât mai bine, că știți despre ce vorba într-o instalație de înaltă presiune. Da. Mare atenție! Totuși, n-aș vrea să ignorați un lucru. Lucrăm cu 200, recte 300 de bari în domeniul ăsta. 300 de bari sunt mult. Mult. E foarte mult. Toate lucrurile sunt destul de sigure și sunt asigurate. Avem și răs asigurate. De la 300? De la 300? Hai că suntem curajoși. Că suntem mulți? N-avem. Era și this is Sparta. Suntem 300, totuși, de bari.
bari. Da, e. Acum, să le spunem prietenilor noștri, prezentarea acestei jucării sau acestui ansamblu va urma pe larg pe canalul nostru de YouTube. O să trebuie, da, și pe Facebook. Acolo, exact, exact, exact. Astăzi am făcut decât o prezentare, zic, în mare sau brută. Da, 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 da. A avut un joc deja, repet, ne-am bucurat foarte mult și... Atenție că vin barii lui Radu. Cei 300 de bari se apropie de noi. Cât ai? 3, ce? Barbari? Barbari. Nu 3, 300. 300? Da, okay. Prieteni, să nu uitați să dați în secțiunea de comentarii, să lăsați un comentariu cu am rămas fără bile și un share dacă vreți să câștigați o pungă de, sau o sică de bile de la Blaster de 0.25 de 3000 de bile. Vom avea, nu știu câte minute, dar la un moment dat vom avea și extragerea. În ultimele 10 minute. De că ne apropiem cu vertigine de ultimele 10 minute. Da, văd că a trecut timpul foarte, foarte ușor. Și cred că am vorbit mult mai mult de jucăria asta decât de cele noi. Acum, ca să putem să vă, nu știu, nu mă face. Pentru săptămâna viitoare. Să vă facem poftă pentru săptămâna viitoare. Pasionaților de AK, nu ratați misiunea de miercurea viitoare. Da, va fi foarte interesantă. Iarăși vom avea invitați speciali. De genul ăsta. Plus multe alte surprize pregătite de noi. Celebre replici de la... LCT. Prezentare. Abia așteptăm să le vedem și noi. Da, da, da. Vom avea ocazia să punem o baterie, să auzim o jucărie. Balaș Paul ne întreabă, el nu a prins emisiunea, câte bile poți trage cu... Îmi cer scuze, Darius Iosif ne întreabă, câte bile poți trage cu această butelie. Deci cu această butelie mare, că sunt mari, medii și mici, cu această butelie mare de 0,17 cm, poți trage jur de 6-700 de bile, dacă jucăria este setată corect. Mare atenție! Da. Da. Și... bun. Salut, Balaș! Paul ne întreabă, ne-a spus de fapt că el a rămas fără replică. Îmi pare rău. Acum dar poți câștiga bile. Da, da, ce facem fără replică? Asta e problema. Scoateți apa internă. Pe data trebuie să... Pune-o, pun lemn. Măi, nu merge așa ceva. Puneți... Cum ar fi să vezi oameni pe teren cu țeavă, cu pu-pu-pu, reveni la tubermane. Mai ții minte tubermanele? Păi da. Nu e fan, trebuie să fie electrică, da. Să tragă singură. Deci chiar m-am uitat apropo de tubermane. Au făcut băieții de la Craiova, de la P4 Airsoft. Da. Au făcut în iarnă un joc, da, cu tubermane. Cu tubermane? Deci frate, toată săptămâna m-am uitat după ei, toată săptămâna s-au dus la toate de... Avem voie să facem reclamă acum sau iar e concurență neloială? Dedema, practic, le spun pe toate, Oșan, Bricostor, ca să nu fie o problemă, Sergros. Da. S-au dus pe la toate magazinele de materiale și au cumpărat țevi, tot felul de dispozitive. Chiar nu știu dacă mă înșel și vreau să vorbesc, dar am impresia că am văzut și un Red Dot la un moment dat pe sistem. Sunt foarte curios cum și-au făcut cornetele. Deci... Sunt foarte curios. A fost foarte interesant. Foarte m-am curios. Uitat, da, felicitări băieți, bravo vouă. Chiar a fost foarte, foarte interesant. Uite, exact ne zice și Paul, am jucat la tubermane. Da. Radu spune așa, dacă pui butelia aia cu release valve, acționare electrică și gata, țeavă și butelie direct. Presupun că se referea la jucărie, să faci o conversie. Da, cum am spus, pe partea de HPA, Radu va veni în următoarea perioadă cu mai multe detalii și cu prezentarea acestei jucării și cu siguranță că în viitor și conversie pentru... Să o iau în laborator și să o iau, să dau, să nu vrea să știi ce se întâmplă în laboratorul Radu acolo. În orice caz să știți că a prins un joc și a mers. Da, da, bine, acum ca și insight, a prins un joc pentru că a fost scosă de cutie de proprietar, e mă, butelia a încărcat-o, s-a luat joc și a jucat cu ea. Urmează să vedem în următoarele săptămâni cât de bine va mai funcționa după ce iese din laboratorul Radu. Mulțumesc de reclamă, foarte multă încredere. Foarte multă încredere, ne da. Ne apropiem de extragere. Ne apropiem de extragere. Da, ne spune Alexandru Urseanu, era pentru mine asta? Da, da. Am înțeles, mulțumesc frumos.
Dar trebuie să facem un mixer, bine, știi, cu sunete din astea, știi? Exact. Da, asta ar fi culmea, de la misiune la misiune, când am considerat că avem nevoie de încă un lucru în setup-ul nostru de filmat. Am mai venit ceva nou și ceva nou și ceva nou. Nu m-aș mira la un moment dat să apare și un DJ Tiesto ceva prin zonă pe aici cu butoane. Trebuie să ne ocupăm și de asta la un moment dat, timp și spațiu. A, uite, chiar sunt. Da, dar jos. Deci, cred că putem să ne apropiem. Vă mai aveți un minut până la când... A trecut, să știi. A trecut minutul? Da. Hai să mă uit o dată. Da, a trecut minutul. Da, deci putem spune stop giveaway-ului, da? Stop înscrierilor la giveaway. Colegul meu va face în următoarele minute extragerea și vom putea afla cine a câștigat creștitul. Da. Cum era părinții? Creștitul câștigător al unui los necâștigător. Ce pare, să ascult părinții. Fericitul câștigător al unei sticle de bire de la Blaster. Da, corect. Da. Auzi? Da, stăteam să mă gândesc așa. Știi că pe piață sunt și pistoale care poți, pistoale valve, care poți să le montezi în încărcătorul de la pistol și să-l conectezi la rigul de HP-a. Îți trebuie valva de încărcare și un regulator foarte bun, fie la butelie, fie înainte de valva de încărcare. Am văzut chestia asta, mi se pare genială. Da. Și ai un piston care trage forever. Da. Cum ar fi să-i pui pe de parte furtunul și pe partea cealaltă să-i pui un furtun de bine? De adevăr, să știi că există și am văzut, chiar aseară am văzut un build făcut pe un high capa de Marui, cu un încărcător tip drum. Mamă, l-am văzut și eu. Da? Dar mi se pare că e prea și mult. Și cu HP-a aveam și 1200 de bile, ceva de genul ăsta. Da. S-a terminat giveaway-ul? Dar uite acum. Pasul următor. Biu? Da. Biu? S-a dat biu? S-a întâmplat ceva? Da, e un pic. Și câștigătorul este... Este? Deci... Câștigătorul este... Eu jur că nu văd nimic. Deci nu văd până acolo. Nici eu nu văd. Data viitoare va trebui să punem pe tot ecranul, că ceva nu... Probabil că durează o să vedeți mai bine exact care e câștigătorul. În orice caz o să fie... O să apară... Ati Sabo! Felicitări, Ati Sabo a câștigat... Sticla de bile. Ati, te rugăm frumos să ne lași un mesaj în privat... dacă nu se contactăm noi, să putem obține adresa unde vom trimite această sticlă de bile de la Blaster. Felicitări, Ati! Ce pot spune? Despre? Această misiune. Ne pregătim să încheiem misiunea Cura, de astăzi. Stay tuned, da. Nu ratați misiunea de săptămâna viitoare, vor fi foarte multe chestii interesante. Vom avea invitat special. Vom avea invitat special, da, și îl vom soarce pe Radu de informații referitoare la noile replici pe care le-am adus. Ca și surpriză vom avea și ceva pe gaz. Am înțeles. Și e mic și frumos? Nu e nici foarte mic, nu e nici cel mai frumos, dar va fi interesant. Va fi foarte interesant pe terenul de Airsoft. Da? Așteptăm cu desăvârșire atunci. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare așteptăm toate, nu știu, rugămințile voastre sau cererile voastre pentru misiunea de live sau pentru achiziție din magazin. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri de orice natură, nu ezitați să ne contactați pe e-mail, pe YouTube, în canal de YouTube, nu uitați să-l vizitați și de ce nu să ne scrieți și pe Facebook. Vă așteptăm cu drag dacă aveți de Airsoft, întrebări de Airsoft, mare atenție, întrebări de Airsoft. Și nu mai, orice. Noi așteptăm. Consiliat personal avem aici. Da, răspundem la orice. Da. Vă salutăm! La revedere!